Un proiect de hotărâre privind reglementarea programului de aprovizionare cu mărfuri a agenților economici care își desfășoară activitatea pe teritoriul municipiului București a fost pus în dezbatere publică. Să nu fie pe traseu la orele de vârf, respectiv între orele 7 și 10 și 16 și 19. Radu Dinescu, secretar general al UNTRR, ne spune care sunt modificările pe care trebuie să le facă companiile de transport în interior pentru a se conforma. Sunt anumite detalii care creează probleme semnificative în această abordare și în punerea în practică a acestei inițiative. Motiv pentru care noi, ca organizație Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri, ne-am opus și solicităm să nu se aprobe un astfel de proiect, așa în orb, doar că trebuie să aprovizionăm între 22 și 6. Și aici vin și dau mai multe argumente. În primul rând că nu avem forță de muncă suficientă. Vorbim de operatorii de transport, de centrele logistice, de cei care se ocupă de depozit și inclusiv cei care operează magazine. Pe lângă că n-ai forță de muncă suficientă în timpul zilei, acum ne trezim că trebuie să facem rost de forță de muncă care să opereze pe timpul nopții. Adică să ne imaginăm fluxul ăsta de mărfuri, că cineva trebuie să ducă la depozit să încarce, trebuie să am personal care conduce aceste vehicule și trebuie să am personal care așteaptă mărfurile la magazine și trebuie să le descarce. În tot acest timp trebuie să am pe cineva și la birourile logisticienilor, respectiv transportatorilor, care să coordoneze și să asigură că toate aceste lucruri funcționează corect. Nu spun că în timpul nopții sunt mașini parcate peste tot, toți cetățenii sunt acasă și atunci accesul poate fi chiar mai dificil decât în timpul zilei. Este adevărat că sunt anumite ore de vârf, nu știu, între 7 și 9 dimineața, între, nu știu, 4 și 6 după amiaza, ore care chiar sunt evitate inclusiv de cei care fac distribuție, pentru că sunt ineficienți în aceste intervale, orare. Noi, ca organizație, solicităm primăriei de peste 20 de ani să aibă în vedere crearea unor spații speciale de acces la zonele comerciale pentru aprovizionare. Adică dacă atunci când realizează o modernizare a unei străzi, o reabilitare, stradă, bulevard, și văd că la parterul blocurilor sau sunt zone cu spații comerciale, indiferent de ce activitate se desfășoară la momentul reabilitării în aceste spații comerciale, cu siguranță că aceste spații comerciale au nevoie să fie aprovizionate. Da? Nu credem că poate fi pusă în aplicare această măsură decât cu costuri semnificative pentru cetățenii orașului București și, de asemenea, am văzut că măsura primăriei nu vizează sub nicio formă nivelul emisiilor poluante. Deși salutăm ideea de a permite accesul liber al vehiculelor electrice sau pe hidrogen, electrice astăzi, de transport marfă în București fără autorizație, fără a plăti această autorizație, credem că și în cazul distribuției de mărfuri trebuie avut în vedere acest subiect. În concluzie, putem spune că este o măsură care ar solicita destul de mult fluxul interior al unei firme. Aceste măsuri pot duce chiar la o creștere a prețurilor de transport.